Bun venit în această seară, la începutul zilei de odihnă, a sabatului, și aș dori ca minutele acestea prețioase să le petrecem în împreună, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Am amintit versetul din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 1, care ne spunea că să nu judecăm. Nu judecați ca să nu fiți judecați. De multe ori, poate că atunci când suntem într-o situație, să zicem greșită, ne pică bine versetul acesta, nu? Și parcă am dorit ca toți să uite așa la noi, să ne zică nimic, să ne zică mama nimic, tata nimic, frații nimic. Că versetul așa spune, nu judecați. Dacă hai să vedem și am găsit o explicație care spune în felul următor. Judecata la care ni se cere să renunțăm este aceea a condamnării. Nu trebuie să rostim judecăți finale asupra nimănui. Nu trebuie să judecăm motivele sau să vorbim ca și cum le-am cunoaște adevăratul caracter sau verdictul final al lui Dumnezeu asupra vieților lor. Deci când textul spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Ce nu trebuie să judecăm? Aminte aici, să nu judecăm motivele sau să rostim judecăți final asupra cuiva. Păi, da, s-a întâmplat cu tare lucru, că a făcut cu tare. Asta nu este dreptul nostru să hotărâm. Pe de altă parte, ni se poruncește cu hotărâre să-i diferențiem clar pe acei care pe față și în mod deschis sunt împotriva lui Dumnezeu. Și avem exemple în privința aceasta. Și aș vrea să amintim unul. Un exemplu pe care Pavel l-a notat în Întâia Corinteni, capitolul 5. E vorba de un bărbat care să vezi și o faptă curând. Și a spus clar să se ia măsuri pe acest. Deci dovadă că s-a judecat cazul respectiv și s-a hotărât ca acel bărbat să ia măsuri. Să fie dat afară. Să fie dat pe mâna satanei. Deci, atunci când citim versetul, să înțelegem clar despre ce este vorba. În Evanghelia, în Epistola către Romani, capitolul 14, avem o altă învățătură referitor tot la același subiect. Versetul 12. Deci Roman 14. Versetul 12 spune așa, că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși cui? Lui Dumnezeu. Fiecare avem de dat socoteală. Și El este acela care este judecătorul final. El judecă și motive și tot ceea ce avem noi. De ce oare noi nu putem să judecăm ca și Dumnezeu? În Ieremia este amintit cum este inima noastră. Nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Cine poate? Dacă eu nu pot să-mi cunosc inima, cu
puteți dumneavoastră, sau poate un altul să-mi cunoască. Singurul care ne-o cunoaște este Dumnezeu. De aceea venea Apostolul Pavel și spunea că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Pentru că El este acela care ne judecă pe tot. Aș vrea să ne întoarcem din nou la Evanghelia după Matei, capitolul 12. În versetul 7 spune Domnul Hristos, dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Era vorba de discuția aceea în ziua sabatului, când ucenicii trecând printr-un lan de grâu, ascult niște spice. Și farisei a venit la Domnul Hristos și i-a învinuit. Și le-a răspundea Domnul Hristos, dacă ați fi știut, milă vreți, nu jertfe, n-ați fost. Dar faptul că nu știți ce înseamnă milă vreți, de aceea procedați în felul acesta. Mă gândesc de multe ori și noi. Poate că uităm ceea ce amintește versetul acesta, milă vreți. Și suntem gata să o sândim. Poate de multe ori chiar pe nevinovați. Pentru ei era vinovați. Legea spunea să nu rupi. Să nu adun mană în ziua sabatului. Știi ce s-a petrecut cu aceia care ieșea în sabat să adune mană? Sau lemn, sau... Erau omorâți pe loc. A judeca și a fi milostiv sunt la capetele opuse ale spectrului. Sunt două lucruri opuse. A judeca și în schimb a fi milostiv. Dar trebuie combinat acesta. În momentul când ești gata să judeci, tot atât trebuie să fii și milostiv gata. Este semnificativ faptul că amândouă sunt scoase în relief de mai multe ori în Noul Testament. Acestea sunt caracteristici centrale ale celor două părți în marea luptă dintre Hristos și Satan. A judeca înseamnă a manifesta însuși caracterul lui Satan, pe când a fi milostiv înseamnă a fi ca Dumnezeu. Care este problema noastră? Ca oameni. Ne naștem sau moștenim sau chiar cultivăm înclinații de a judeca. De ce? Pentru că avem o înclinație spre rău. Ce dorește Domnul Hristos? El dorește să ne schimbe. El dorește ca mila să devină caracteristica centrală a existenței noastre și vrea să dezrădăcinăm spiritul de judecată din noi, atât pentru viața de acum, cât și pentru veșnicii. Am notat aici câteva argumente împotriva spiritului acesta de a judeca sau, de multe ori, ne numim de a critica. În Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2, versetul 1, vreau să citim, e un verset care îl cunoaștem cu toți și spune așa, așadar, omule, oricine ai fi tu, care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. De ce? Căci prin faptul că judești pe altul,
te osândești singur. Pe cum? Cum să mă osândesc singur când tu ești vinovat și eu consider ca o să te avertizez, spun eu, sau ca o să-ți scot în evidență ceea ce ai greșit tu, spunând poate altuia, părtășind cu alții. Fiindcă tu care judești pe altul, ce faci? Faci aceleași lucruri. Și continuă, tot în capitolul 2, ideea aceasta, să citim versetele 21-23. Tu deci care înveți pe alții, pe tine însuși nu te înveți, tu care propovăduiești să nu furi, furi? Ai văzut pe semenul tău că a furat. S-a auzit. Bă, uite ce a pățit aia. A prins poliția că a furat. Și ce faci? Băi, ia urmă ce a pățit. Cum? Chiar așa? Și împărtășești și alte. Uite ce a pățit aia. Dar ne spunea cineva când am mers la evangelizare la pușcărie, la Târșor, sau cum spune acum? Așa, Târșor. Era o doamnă, după ce s-a prezentat, ce am avut de prezentat, am lăudat pe Domnul prin cântări, corul, și am le-a spus, acum e rândul noastră să împărtășim și noastră ce doriți, ce apreciere aveți asupra Cuvântului Dumnezeu. Și ce ne spune o doamnă? De ce noi suntem aici? Deci eu sunt pentru... Am fost contabilă și am făcut niște acte cum se face astăzi. În loc să trec exact ce trebuia, a trecut mai puțin sau a trecut altceva. Și m-a controlat și m-a prins și am ajuns aici. Sunt condamnat. Aici și noastră tot aici pe care trebuie să fiți. Ce nu cred că sunteți vreunul care să nu fi mințit. Sau să nu fi înșelat. Faptul că nu sunteți aici, sunteți pentru... din cauza că nu ați fost prinși. Nu ați fost verificați. Asta și m-am gândit. Era un adevăr. De câte ori ne-am înșelat? Sau n-am mințit? Poate chiar în săptămâna aceasta. Poate chiar astăzi. Ce spune aici versetul? Tu care propovăduiești să nu furi, ce faci? Tu care zici să nu prea curvești, ce faci? Prea curvești? Tu căreia ți-e scârbă de idol, de jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Și ce ești gata să faci? Omule, oricine ai fi tu, care judești pe altul, ce faci? Îți ține. Nu te poți devinovăți. De ce? Căci prin faptul că judești, te osândești singur. Fiindcă tu care judești, faci aceleași lucruri. Poate nedepistate. Sau cumva, așa, la întuneric și nu le-a văzut nimeni până acum. În Cugetări de pe Muntele Fericitor, pagina 124, spune, să nu vă socotiți voi înși vă unitate de măsură. Nu faceți din părerile voastre, din vederile voastre asupra datoriei, din felul vostru de a interpreta Scriptura o trestie de măsura pentru alții și în inima voastră să-i osândiți dacă nu ajung la înălțimea voastră. Nu criticați pe alții, destălmăcind motivele lor și dând sentință. Cuvântul e clar. Problema este la mine. Dacă îl înțeleg sau dacă vreau să-l înțeleg. Și depinde ce hotărâre luăm fiecare. Toate ființele umane limitate ajung la fiecare hotărâre încărcate cu păreri preconcepute și cu impresii absurde
care susținute îi defavorizează pe ceilalți oameni. Vine cineva și spune, uite ce a făcut aia. Și încep să te gândești, băi, dar cum a făcut? Și faci tu un plan, băi, a făcut așa, a făcut păreri preconcepute. Și încep să îl judeci. Astfel, noi nu numai că suntem lipsiți de o cunoaștere esențială ca să putem fi judecători drepții altora, dar cunoștința pe care o avem este parțială și părtinitoare de multe ori. De aceea, Cuvântul Dumnezeu spunea că să nu ne facem niște unități de măsură din viața noastră. Să spunem, ne punem lângă semnul nostru și spunem, dacă nu ești ca mine, tu nu ești. Sau din vederile noastre. Care să fie unitatea de măsură? După ce? Care este trestia cu care suntem măsura strictă? După cum arată fratele sau sora? Păi dacă ne măsurăm cu fratele și sora, ce spune părinții? Stau bine. Ce spunea fariseul care a mers la templu și vamășul merge. Și amândoi făcea același lucru. Ce făcea? Se ruga, nu? Ce spunea fariseul? Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca. Dar vameșul, ce spunea? Ai milă de mine. De ce? Cum a putut vameșul să spună lucrul? Ai milă de mine când arăta mai bine, poate, ca fariseul. Era mai bogat. Poate îmbrăca mai bine. De ce? Cu ce se compara vameșul? Se compara cu fariseul? Sau cu alți oameni? Se compara cu cine? Cu trestia, cu caracterul Domnului Hristos. De aceea spunea Doamne, ai milă de mine. Care dintre ea unde a mers acasă? Cu rugăciunea ascultă. Cuvântul Dumnezeu spune că vameșul. Un alt argument care este prezentat în Cuvântul Dumnezeu împotriva de a critica, tot în Evanghelia pe Matei, capitolul 7, îl găsim. Versetele 3 și 4, să citim pentru început. Aici spune așa. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot pe eu din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în țara tău. Aici vedem un exemplu care Domnul Hristos am putea să spunem că l-a exagerat așa. N-a avut niciun om cu o bârnă în ochi. N-a asta ați văzut? Dar ca să înțelegem ceea ce a vrut să spună, a mărit această poză, să zicem. În realitatea fizică este aproape imposibil să ajuți pe cineva să-și scoată ceva din ochi când pe tine te necăjește ceva care ai deja în ochi. Cât de mic. Și o babă de nisip. Cât de fin este el, dacă ți-ai intrat în ochi, te supără și arușește ochiul și mai ai probleme și greu te descurci. Nu mai poți să vezi cu ochiul acela. Poate se infectează dacă nu mergi la medic, dacă nu este. Dacă să ai o bârnă. Mai poți vedea cu ochiul acela să stai, să te ajut pe tine, să scoți de ochi cu noi. Nu mai pot. Ba, din contră, ești gata să apelezi la ajutorul altora, să te ajute pe tine.
Este păcat că facultățile noastre spirituale nu sunt atât de sensibile ca și ochii noștri. Niciunul dintre noi nu duce lipsă de filicele sau pâine sau paie. Niciunul dintre noi nu este destul de bun pentru a judeca pe alții. Încă o dată, numai Dumnezeu este destul de bun. De aceea, El trebuie să fie judecătorul final al fiecăruia dintre noi. Deci, să fie clar înțeles la ce ne referim când spunem judecați ca să ne fi judecați. E vorba de judecarea finală. De dat sentința finală. Asta este mântuit, ăsta nu e mântuit. Am auzit de multe ori. Vai de el, a murit cum a murit. Sau vai de el. Nu este dreptul meu, nici al meu voastră, de a postui astfel de lucruri. Dumnezeu cunoaște. Se amintea de aici. Sunt câteva lucruri de care ne vom minuna. Și se vor minuna mântuiți. Dacă Domnul ne va ajuta să fim și noi acolo, ne vom minuna și noi. Persoane care ne-am gândit că va fi acolo, nu vor. Și te mir, măi, cum? Cum nu au ajuns? Sau altă. Mirarea este persoane care te-ai gândit că nu o să fie acolo și mi-ai judecat că o să moară. În moartea veșnică o să te întâlnești acolo. De ce? Pentru că noi nu cunoaștem inima oamenilor. Și versetul 5 din Evanghelia Matei, capitolul 7, spune: Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratele. Deci, ne dă și soluția. Și Dumnezeu să ne ajute ca să încercăm această soluție. Să scoatem bunul din ochiul nostru mai întâi. Ca să putem să ajutăm și semenilor noștri. Pentru că toți avem nevoie de a vedea clar. De a vedea deslușit. În educație, pagina 79, jos 80, spune: Hristos mustra fără să caute la persoană. El vedea totuși speranță în oricine, oricât de decăzut era. Pe lângă acest lucru, El îi întâmpina pe oamenii care aveau nevoie de ajutor într-un spirit pozitiv, optimist, care inspiră nădejde. Deci, ce spunea de Domnul Hristos? Îi mustra. Dar cum? Cum îi mustra? Ce fel de spirit avea Domnul Hristos? Amintește aici un spirit pozitiv, optimist. Un spirit care inspiră nădejde omului atunci când ca o să-i atrage atestea. Privind la oamenii suferinți și decăzuți, Domnul Hristos vedea încă motive de nădejde acolo unde se vedea doar disperare și ruină. Oriunde exista un simțământ de nevoie, de lipsă, el vedea un prilej de a da ajutor. Sufletele ispitite, înfrânte, care se simțeau pierdute, gata să piară, el le întâmpina cu binecuvântare. Nu le acuza. Și haideți să ne aducem aminte de un exemplu. Femeia prinsă în prea curtie. Cine a acuzat? Cine o acuză? Oamenii, nu? Semenii o acuzat. Ce s-a întâmplat când a adus la Domnul Hristos? A continuat și El să o acuze? Ce a căutat Domnul Hristos să facă? Să o ajute. Să-i dea putere. Să-i dea speranță că poate. Nu felul în care a mers până atunci să continuă, să se schimbe. Poate să se schimbe. Și într-adevăr s-a schimbat.
În fiecare ființă omenească, El întrevede posibilități infinite. El îi privea pe oameni în perspectiva a ceea ce puteau deveni transformați prin harul Său. Ce frumos! Hai să încercăm și noi să privim pe oameni chiar greșiți prin, chiar cu probleme, chiar cu paie, cu gunoaie în ochi. Să căutăm să îi privim cum vrea Domnul Hristos, în perspectiva a ceea ce puteau deveni oameni care pot vedea clar, oameni care pot să își îndrepte viața, transformați prin harul Său. Dacă în felul acesta căutăm să judecăm pe oameni, să criticăm o critică pozitivă, o critică constructivă, o critică care să ajute, nu să dărâme, atunci să continuăm mai departe lucrarea aceasta. Dacă n-am făcut până astăzi, în felul acesta, să facem de azi înainte. Sau să căutăm să nu mai facem ceea ce am greșit. Și aș vrea să închei cu un verset din Roman 14, versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unul pe alții, ci mai bine judecați. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Aceia care n-au avut niciodată experiența de finei, tădări pe altarul lui Hristos, nu dau pe față în viața lor influența blândă în Divinul Mântuitorului. Ei înfățișează fals spiritul delicat și putentor al Evangheliei și rănesc sufletele prețioase pentru care a lui Hristos. Potrivit cu figura pe care o folosește Domnul, acela care se lasă stăpânit de un spirit de critică, se face vinovat de un păcat mai mare decât cel pe care îl îndimiște. Dar faptul atât, dacă am vorbit. Dar am vorbit un lucru real, n-am spus minciuni. Uite ce a făcut cu tare. Te faci vinovat? De ce? E un păcat mai mare. Pentru că nu numai că faci același păcat, dar mai adaugă pe deasupra bănuiala și spiritul de critică. Să ne ajute Domnul ca să înțelegem. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Să înțelegem ce înseamnă să judeci sau să critici constructiv. Să poți să ajuți cum Domnul Hristos ajuta oamenii din timpul Său. Să poți ajuta semenilor din timpul nostru. Atât în familie, atât în societate, atât în biserică. Dumnezeu să ne ajute pe toți la această parte.